Numele meu este Severin Mitrache și vin din Bucovina. Nativ sunt de undeva din extremul sud. Îmi permit să vă spun o glumă, mama mea Dumnezeu să o odihnească, printre povețele pe care mi le-a dat, mi-a spus în felul următor: dragul mami, să te însori cu o bucovinancă. Întrebarea mea a fost firește: de ce? Nu-ți dai seama ce parastase pot face aceștia. Acum lăsăm gluma la o parte. Nu vine acasă. Vin din Bucovina și vă mărturisesc că mare parte din sufletul meu a rămas aici, în acest loc moldav, datorită unor colaborări, puține la număr, din păcate, pe care am avut ocazia în întreaga mea activitate să desfășurăm niște proiecte comune. Ce faceți dumneavoastră este minunat. Reprezentați un bastion al culturii autentice, un bastion dominat, dacă vreți, neapărat de spiritul unor genii, din care îmi permit să citesc numai două, Eminescu și Ionescu, piscul ale culturii românești, pentru ca să le escaladăm, ne trebuie niște dotări cu totul și cu totul special. Într-o vreme în care în societate abundă producțiile artistice de prost gust, sordide și nu de puține ori obscene, iată că o mână de oameni aici, în Botoșani, în leagănul acesta cultural, se încăpățânează să mențină arta, cultura, acolo unde este locul său. Am cuvinte de, numai și cuvinte de felicitări și vă rog să-mi permiteți să-mi expun regretul, cam târziu ce-i drept, că în urmă cu vreo câțiva zeci de ani nu mi-am cerut repartiția aici, în această zonă. Ar fi fost cadrul nimerit. Asta nu înseamnă că acolo de unde vin, în Bucovina, nu încercăm să ridicăm nivelul cultural acolo unde trebuie. Felice din tot sufletul momentul muzical, repertoriul ales care, printre altele, a inclus creații din